Hai să nu pot dormi. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Mami, a născut? Da, în orice moment se poate întâmpla. Salut, negruț. Negruț. Dragul de el. Salut. Iarna e cutia de lemne. Iar acesta este brăduțul care l-am avut în casă toată luna decembrie. Afară a început să ningă. Mai avem nevoie de zăpadă. Gata, lemnele. Mergem cu ele la sobiță. Trebuia să intru cu ele prin terasă, dar terasa e înguiată. Bună, Bri! Bună! Fui și te îmbracă, că e răcoare aici. Până nu fac focul la sobiță, doar caloriferul acesta nu prea face față. Noi aici, sub terasă, avem beciul. Chiar dacă am izolat noi, inclusiv sus pe acoperiș am pus vată minerală de 5 cm grosime, dar ne descurcăm. Se menține o temperatură de până în 15 grade. Iar acum deschidem și primim și pe negruț. Hai, el a fost afară și a făcut nevoile. Hai, negrule, hai. Salut, mami! Salut, tati! Ce faci afară? Brr. Cu treabă, cum îmi place mie. Dau drumul la căldurică aici. L-ai adus și pe negruț iarăși. Ce ți-i fac dacă mi-e milă de el? Ia uita ce rană are. Rană aici. Of. Am impresia că are un motan cu care se bate și motanul respectiv numai acolo îi dă. Tu ce faci? Briana s-a pregătit și ea de ieșit afară. Geacul tău. E ei? Da. Aia ei, scuze. Iar Mara ne încântă ca de obicei cu muzică la pian. Salut! Da, pe normal. Dar mereu când mă filmezi, nu-mi iese Da. Bravo. Felicitări, măruța. Mulțumesc. Noi mai continuăm ce am început afară. Deși Mara la liceul de artă nu este la secțiunea pian, faptul că îi place lucrul ăsta se vede. E pasiunea ei. În schimb, Teo este la secțiunea pian, doar că ea are încă trac, să zic așa. Cântă, dar mai puțin. Și pentru că brăduțul îl folosim în întregime, o să încercăm să-l băgăm pe foc la plită. Vedem dacă o să ardă și dacă are randament, să zic așa. Cu brăduțul. Oare ard? Scrieți-mi în comentarii dacă ați făcut și voi la fel. Și în 3, 2, 1... Repede. Tragă, cum să nu ardă. Și încă ce ard? Dăm să ardă mai încet. Wow. E peste așteptările mele. Clar peste. Așa că tot brăduțul pe foc cu el. Asta e vârful. Singura problemă este că sunt nevoit să îl fac bucățele. Dar în rest e ok. Fierb niște apă să facem o mărliguță. Până termină fetele de făcut, ia priviți ce fac fetele. Am sterilizat suzetele pentru prima dată. Este cutiuța. Miroase ciudat azi. Nu, de la ele nu s-au ars suzetele. A intrat apă în ele. Așa trebuie, am citit pe ambalaj. Trebuie stoarse să iasă apă.
Tocmai de aceea, ci că după 4 săptămâni de utilizare se schimbă. Se schimbă, chiar dacă ele au termen, să zic așa, sunt pentru 0-6 luni. În 6 luni tu ar trebui să ai 2 seturi. 6 seturi. Ah, nu 4 luni. Nu, 4 săptămâni. Ce credeți că facem noi cu cartofii? Sincer, nici eu nu știu. Facem scrijele sau cartofi copți pe plită, tăiați felii, fel de cipsuri. Să veniți voi să vedeți cu ce fac eu focul. Ia să vedem. Ei au văzut? Scrieți-ne în comentarii. Cu ce facem noi focul? Deja au ars. Sunt verzi la culoare, dar de fapt ele sunt uscoate și ard imediat, nu? Ia, privește. Să punem cea unica cu apă, vom face o mămăliguță. Mâncăm cu ce? Cu brânzică? Da, și smântânică. Vreau și să bag. Hai, măruța! Mâncă picioarele. Tu și te încalță. Wow! Uite, asta se întâmplă. După pădure este uscată și au loc niște obiect de vegetație. Așa. Cât de repede ard. Hai. Are încape? Încape. Wow! Oh, da! Frige? Vezi, se simte că frige. Da. Luăm globul. Gata cu sărbătorile. Hai să nu putem. Și pe urmă să-l băgăm pe foc. Nu! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride on a horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Gata, dăm jos. Că trebuie să-l punem la foc. Iar de afară ne aprovizionăm. Adică de aici. Mara, cartofiori, mami, cartofi. Mara se ocupă. Etapa spălării. Așa de nebună. Poți să intru și eu să ajung de măruța? Și eu. Așa și cu cartofii de România, cei din Austria, sunt curățați aproape de cojiți. Erau niște cartofi mai calitativi, să zic așa, adică și astea sunt la fel de bun. Vrea și ea să te ajute? A, mă ajută de nu mai poate. De ce? Trebuie încurajată. Ia, priviți ce-i pe tricouri. Ce-i pe tricou dăbri? Nu de la ăsta. Nu de la cartofi? Eu vreau să văd. Hai, lasă-o și pe ea un pic. Așa, dă mai aproape de ea. Așa. La cartofi. Încurajăm copiii la activitățile zilnice, să zic așa. E un lucru benefic să fie un sprijin pentru noi. În majoritatea lucrurilor se joacă. Așa e, Vri? Cea cu murtară. Încercăm așa, dar din păcate, fără succes, numai cu cuțitul, se poate. Uitați cum se ia. Deci nu funcționează. Eu cu Briuța l-a spălat. Nu și el. Hai, vină și tu aici. Am spus eu că în activitățile noastre copiii consideră o joacă treaba asta. Chiar dacă fetele nu fac lucrurile perfect, e bine să le angrenăm în activitățile noastre ale adulților, decât să le lăsăm să petreacă timpul fără să știm ce fac ele, la ce se uită, cu ce se joacă și așa mai departe. Cât timp noi avem treabă. Și pentru că e sezonul rece, ne-am gândit să facem o cătinadă caldă. Da. O fierbântati, o ridicăm până la 80 de grade. O încălzim, o fierbântăm un pic. Scuze, mami, scuze. Nu trebuie ridicată la o temperatură mai mare de 60 sau 80 de grade. 80, pentru că se pierde din vitamina C. Corect. Trebuie agitată înainte. Scuze. Ca să luăm tot omega 3, omega 6 de pe sticlă. Arată super bine, abia aștept să beau. Câte sticle pune, mami? Pune 2. Iar acum adăugăm miere de albine, scorțișoară, cuișoare și așa mai departe. Fiecare după preferințele lui. Condimente pentru vin fiertate sunt perfecte. Au și anason, au de toate. Și se simte așa, aroma iernii, aroma sărbătorilor de iarnă, chiar dacă au trecut. O lingură de miere de salvie. Mami, vreau! Ce avem în casă? E bio. Ați încălzit-o? Încă nu, urmează. Uite, pune Mara așa mult de miere. Pentru cine vrea mai dulce. Ea se poate bea și așa. Așa.
Abia curgi un pic, tati. O să amesteci. Așa. Iar eu caut condimentele pentru vin. Condimente pentru vin fiert. Cuișoare. Coș de portocale, scorțișoară. Ce bine miroase. Este perfect pentru ce este acum afară. Ia uite, Bri m-a ajutat. Acum bara pune pe foc. Și Negruț a intrat în casă. Vai, cum trec aici. Cu grijă. Acolo. Pe ori. Perfect. Briana nu mă lasă, trebuie să îl deschid. Îl bea așa rece, așa vrea ea. Ea preferă rece. Mulțumesc, mama. Cu plăcere, Bri. Să văd eu că îl bei tu pe tot. E bun? E bun? Dă-le la mine. Bănaiul și făcărețul, melesteul, sucitorul, toată lumea zice cum vrea. S-a dovedit să aibă o putere calorică foarte mare crângile astea de brad. Aici am fiert. Ce-am făcut noi aici? Uite. S-a încălzit. Fără, uite că am strecurat. Asta e pentru tine. Mulțumesc, tata. Să fii sănătoasă. E bun? Nu mai ai? Mai am, mai vrei? Așa am testat calitatea catinadei. Caldă. Pentru tine, mai mult un pic decât la Bri. Dar ce are miere? Are și inclusiv miere de albine, a pus Mara. Da? Asta e bun. Nu, ce are? E foarte bună, miroase a târgul din Austria. Chiar. Ce e ăsta? Punch. Uite că a mai venit încă trei. Mara, gustă-l și zi-ne cum ți se pare. Ia crecioare. Deci nu e ceai. Iar tu, Măruța? Fac o rețetă coreană numită Noodles, ăștia sunt atenției. Se numește Chapche. Mara iubește mâncarea chinezească. Asta e coreană. Bine, tot pe acolo. Asiatică. Da. Mâncarea asiatică. Și să o vedem la treabă, Măruța. Hai, spăl. Mulțumesc. Ne trebuie ceapă, morcov, ardei, usturoi. Acolo foloseam chives. E ca un băț verde. A, care e iute. Iute. Da, ca usturoi, da. Deci cu usturoi, că nu am chives. Și? Ciuperci. Acolo folosea porc, dar eu folosesc pui. Pui. Taie ceapa, curăță legumele și te vedem când le pui la foc. Aceștia sunt glass noodles, adică sunt ca de sticlă. Ia uitați. Nu mă riguță. Eh, a fiert, să zic așa, cred că aproape o oră mă riguță aceasta. Deci e perfectă. Aduc brânzica. Hai. Și untul. Mami, pune miște. Cine vrea la? Eu. L-aveam pregătit. Ba da. Se încălzește acum. Când eram copii și mergeam la bunici, după ce făceam o măriuță, fierbeam laptele în tuciul acela. Un gust extraordinar. Sunt curios dacă o să ne iasă la fel. Nu e tuci. Eh. Merge, tati? Merge. Toată lumea. Scrijelele. Muncește. Teo, mănâncă ceapă crudă. Tăiței sunt gata, au absorbit toată apa. Am dat laptele deoparte. Punem pe plită sare grunjoasă, de asta de murături. Și acum cartofii. Să vedem și pe Teuța. Numai că vezi dacă atingi, frige foarte tare. Așa, cât mai aproape unul de altul. Da. Uite așa. Odată ce ai pus cartoful pe folia de aluminiu, nu mai poți să-l mai dai jos. Că am încercat să mănânc cartoful ăsta și nu pot. Asta pentru că el până nu se coace, nu se desprinde. El se desprinde singur. Continuăm așa? Vă arătăm rezultatul în scurt timp. Și dacă nu ne ajung? Gen, ne mai trebuie... Loc, da. Mai facem o dată, în cotură. Focul arde. Scrijelele sunt pe plită. Abia aștept să le mănânc. Și eu. Iar aici Măruța ne gătește. Mâncărică bună. Ei,
zice mâncărica bună? Mâncare chinezească. Coreană, mai bine spus. Coreană. Iar eu stau întinsă. Am pus niște ulei cu sare și piper și pui. Iar acum legumele. Morcov. Și ceapa. Nu am. Și ardei. Și tati se chinui cu cartofii. Nu e o afacere cu folia. Nu vă recomand. Se și vede. Am pus tăiței peste legumele mari. Uite, Mara a făcut și sos. Și acum amestecăm. Ia să vedem. Ai pus și sos de soia peste. Am acum. Pentru decor. Și apoi mâncare. Trebuie să punem și niște semințe de susan peste. Punem usturoiul după ca să rămână iute. Și aromat. Pentru că dacă se pălește, își pierde aroma. Am mai pus 4 căței. Avem, da. Nu arată rău. Dar e greu să îi întorci pe fiecare cu mânuța, că altfel se rupe folia și așa mai departe. Trebuia să îi punem direct pe plită, dar n-am avut curaj. Prima porție pentru Teo. Hai! Încearcă asta, Mara. Încercăm acum direct pe plită, cu multă sare. Am spalat-o un pic, am șters-o cu șervețele. Să începem. S-ar putea și o idee mai bună așa direct. You got yourself someone new who's not... Cum e vorba aia? Omul cât trăiește învață. Am învățat că e mai bine direct pe plită, multă sare, nu s-au lipit absolut deloc. Rezultatul e spectaculos. Am folosit brăduțul tot, nu ne rămâne decât să mâncăm ceea ce am gătit. Pentru mine. Pentru tine. Și bebelușa. Și bebelușa. Hai, au ieșit perfect. Hai, și la masă, să mergem să mâncăm cu toții. Foarte bun. Mulțumesc, tati. Cu plăcere. Eu cu mămăliguță și brânză. Mami. Cu meniu corean? Mai zi, Mara, sau japonez? Corean. Teuța la fel. Briuța? Ce cauți acolo? Ce cauți? Castron să-și pună brânză, cu smântână, cred. Cu mama Iga. Hai, uite, smântânică de țară bună. Și așa încheiem noi vlogul de astăzi. Mami încă nu a născut. Mai e toate până în februarie. Da? În orice moment se poate întâmpla. Avem emoții cu toții. Nu am emoții, eu vreau să vină cât mai repede acasă să văd. Da. Atât. Copiii nu știu ce înseamnă, așa că ei n-au emoții. Ei așteaptă bebele. Mulțumim că ne-ați vizionat și astăzi. Sperăm că ați luat lucrurile bune din ceea ce v-am arătat. Pe ecran aveți alte vloguri pentru alte idei. Până data viitoare, vă spunem la revedere și vă pa, pa, pa! Pa, pa! Frijele! Frijele! Frijele!